Iar acum vă invităm să urmăriți un documentar despre pictura lui Pârvu Mutu de la mănăstirea Mamu, care a stat la baza inițiativei de canonizare a acestuia. Pârvu Mutu este primul pictor bisericesc intrat în Sinaxarul Sfinților, cu numele de cuviosul Pafnutie Pârvu Zugravul, un film de Ion Lucian Ciucu. Călătorind la Vâlcea, am văzut mănăstirea Mamu. Am știut-o dinainte, dar n-am văzut pictura în splendoarea ei, pentru că nu era restaurată. Era afumată, în sfârșit, cu dron și celelalte. Ei, restauratorii au făcut o treabă foarte bună. E pictura completă în biserică, la care nu s-a intervenit. Este de o acuratețe și de o frumusețe care transmite absolut plusul de evlavie vis-a-vis de alți picturi, precum și Dobromir Târgoviște. Aș putea spune într-un fel că Pârvu Mutu este un fiu duhovnicesc al lui Dobromir Târgoviște. Are asemănări cât de cât în pictură. Am văzut biserica dintr-o ochire și când s-a oprit privirea la Deisis, la Iisus Hristos, Maica Domnului și Sfântul Botezătorul, dintr-o dată mi-a venit o picătură și am spus, hotărât, Pârvu Mutu este sfânt. Așa am avut o bucurie deosebită și am dat imediat Părintele Patriar semnal și am spus că Pârvu Mutu va trebui canonizat. După două zile primesc telefon de la Părintele Patriar și am spus, fac documentar. Ei, am făcut documentarul în 10 puncte, sigur că da, după ce le știuți în istorie, de specialiști istorici și critici de artă, în sfârșit, s-a făcut slujba de îndată, adică a fost un spor extraordinar. În timp foarte scurt, lucru, cum să spun eminamente, să zicem așa, duhovnicesc, dacă am putea spune, era parcă un fel de concurs, încât s-a ajuns ca la Sinod să se aprobe canonizarea Sfântului Cuvios, Pafnutie, Pârvu, Zugravu, așa cum s-a gândit prea fericitul să fie cu titlul de pus în calendar, tocmai în ziua când se sărbătorește și Sfântul Andrei Rubliov. Și oarecum o legătură în duh de bucurie duhovnicească. Relatarea pe care tocmai am ascultat-o a vlădică Iargeșului, înalt preasfințitul Calinic, constituie, doamnelor și domnilor, și o adevărată mărturie istorică, anume aceea legată de geneza ideii de canonizare a marelui zugrav de subțire, Pârvu Mutu, devenit astfel primul pictor român trecut în rândul sfinților sub numele de Cuviosul Schimonah, Pafnutie Pârvu Zugravu. Așa că, inspirați de toată această frumoasă poveste, demnă de un pateric modern, am luat și noi urma bisericii Mănăstirii Mamu și a faimoasei sale picturi, de acum restaurat în toată strălucirea sa inițială. O aflăm acolo unde primul ei ctitor, Jupan Preda Velichi Buzescu, a așezat-o întâia oară, într-o zonă deșesă a Vâlcei, dar nu prea departe de Drăgășanii de Olt. Mușiile acestea ale buzeștilor, fiind cumpărate cândva de brâncoveni, jupâneasa Stanca, maica lui Vodă Constantin Brâncoveanu, o reface, dar tot din lemn, pentru ca mai apoi vestitul domn al istoriei noastre, poate și din sentimentalism filial, să o refacă, în al 8-lea an al domniei sare, de data aceasta din piatră, de plan tricong, cu pridvor pe cărui stâlpi se sprijină turnul clopotniță, în tandem cu turla de pe Naos. Mănăstirea e dotată și cu toate cele de trebuință. De la începutul și până azi, minus perioadele când a devenit biserică de mir, fiind în grija unor obști exclusiv de maici. Pe prima stareță, o și avem în mod excepțional zugrăvită, tânără și frumoasă, în glaful intrării în Pronaos.
Înconjurată de un corp de chilii și de un masiv zid de incintă, la rândule ca și biserica declarate monumente ale istoriei, Mamu avea să înfrunte avatarurile istoriei, fiind chiar și desființată într-o vreme ca mănăstire, apoi în motriz transformată în azil și ospiciu pentru bătrâni și persoane cu dizabilități mentale. E rechemată la viața monahală din nou după anul 2004, când o mică comunitate de maici, trei la număr, în frunte cu tânăra și energica stareță Pavelina, care n-a vrut să se lase filmată din smerenie, s-a stabilit aici luând hățurile administrației, confruntată cu greutăți și cu lipsuri dintre cele mai aspre. Dar astăzi nu despre asta vom vorbi, am mai făcut-o cu alte prilejuri, ci despre lucrurile minunate de la Mamu, căci biserica, pe lângă mereu de bun gust arhitectura brâncovenească, a mai fost împodobită cam pe la 1699-1700 și cu o splendidă pictură, operă, așa cum am aflat deja, chiar din prologul documentarului nostru, a zugravului Pârvu Mutu, pe atunci la vreo 43 de ani, deci la apogeul facultăților sale creatoare. El fusese mulți ani pictorul de curte al vlădeștilor argeșeni, mai apoi al neamului cantacuzinilor, sponsorii săi cei mai importanți, dar rapsodic i-a slujit cu harul și penelul său și rudei cantacuzinești, care era domnul Constantin Brâncoveanu. Ca de exemplu la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și aici, la Sfântul Nicolae de la Mamu, din Ținutul Vâlcii. Cum pictura primeia s-a prăpădit, rămâne numai cea din urmă, putem să afirmăm cu temei istoric că această mândră biserică otenească este singura chitorie românească a doi sfinți, Sfântul Mărturisitor Constantin Brâncoveanu pentru arhitectură și Sfântul Pafnutie Pârvu pentru zugrăveala pereților interiori. Da, minunată și înălțătoare potrivire de destine istorice și duhovnicești. Dar să cercetăm mai îndeaproape acum fresca de la Mamu. De cum intrăm, ne copleșește o insolită senzație cromatică. În semi-obscuritatea naturală a lăcașului, pe toți pereții interiori, se desfășoară în registre și zone familiare, celui obișnuit cu programul iconografic tradițional ortodox, ample scene ce ilustrează istoria biblică și cristologică. Chiar dacă narațiunea vizuală, în general clasică, nu putem să nu sesizăm și câteva elemente originale marca Pârvu Mutu. Undeva, spre exemplu, după întrupare, Maica Domnului veghează dinpreună, se pare cu unul dintre mari magi, un imens prunc înfășat în primele sale straie pământești, un Iisus abia născut, dar mai mare deja ca un om pământesc obișnuit. O altă scenă marcantă, prin originalitatea ei, e cea a schimbării la față. Aici, nu pe un singur tabor, stau cei trei, Hristos, Ilie și Moise, ci pe trei, fiecare pe câte unul. Hristos aici e ubicu, în același timp și pe vârful taborului, dar și la poalele lui, fie vorbind cu ucenicii, fie constatând adormirea lor, adică netrezvia lor, ca într-o spațiotemporalitate paradoxală, debordând din cadrele ei firesc lumești. Chiar dacă apostolii și sfintele personaje apar câteodată zugreviți ca niște simpli țărani, câmpulugeni de lui Pârvu, totuși, în general, desenul e mai degrabă abstract, destul de modern chiar, anunțând schematismul sintetic al unor modiliani Chagall sau Soutine. Mai puțin tabloul complex votiv cu Vodă Brâncoveanu, tatăl lui Papa și Preda Buzescu, împreună cu consoartele lor, redați cu mare minuție figurativă, dar și ea totuși în termenii unei apropiate modernități în care generalul lasă loc tot mai mult individualizării și anecdotismului. Toate siluetele freșcei se desfac luminos din întunecimea misterioasă a unui fundal aproape negru sau ultramarin foncé,
tenebros și profund abisal. Totul plutește într-un ocean coloristic fabulos, ocruri nedefinite, roșuri stinse, carminuri înfundate, oranjuri timide, dar și culori reci, compensatoare, albastru, verde, movuri, griuri findozate, toate la un loc contrapunctic și simfonic totodată, sunt asimilate într-un tot armonic, unitar, cromatic. Cald și rece se contrabalansează reciproc, în mod discret, fără nefericitele stridențe întâlnite uneori în picturile de azi. Ansamblul e bine temperat, scăldat în aur și mierea rămie. Aceasta e percepția predominantă, impresionantă și insolită, de care vorbeam mai devreme, la primul contact cu această pictură a lui Pârvu Mutru de la Mamu, reprezentativă însă pentru întreaga sa creație. Dar sensul suprem al picturii acestuia nu-l putem deșifra decât în liniștea binecuvântată a mănăstirii argeșene Robaia, acolo unde Pârvu Zugravul, de acum schimonahul Pafnutie, a ales să se schivnicească pentru ultimii 4 ani ai destinului său terestru. Troița ridicată aici, într-o cinstire a lui, obligă privirile noastre să se înalțe la cer, acolo unde multitudinea de imagini dogmatice pe care le-a pus el o viață întreagă în circulație cu penelul său, își găsesc în fine destinatarul suprem. Totodată și izvorul tuturor alcătuirilor dogmatice ale lumii acesteia create, modelul suprem și absolut arhetipal. Prin harul său, Pârvu Mutu a atins, încă din nefericita sa viață, culmile acestui proiect sofianic și filocalic, inserând tradiția în zorii modernității și elevând umanul, printr-o genială formulă plastică teandrică, la nivelul trăirii și experierii divine.